Bărbatul a ajuns la spitalul județean în dimineața zilei de ieri, iar medicii au încercat să-l stabilizeze ori în șir. N-au reușit însă, așa că au solicitat un elicopter SMURD care să-l transporte la București. De la ora 10 suntem la spital. Și ce a făcut? La 10 a făcut? La 10 l-am adus. Și nici acum n-am putut să plecăm cu el pentru că nu-i stabil. Ce să facem? Să moară pe drum? Domnii, nu se distrează. De la o supărare. Foarte gravă, nu e stabil nici acum, l-au mai stabilizat domnii. Și medicii ce au spus? De ce nu l-au transferat? Da, l-au aruncat în salvare, nu vedeți? E în salvare. Domnii de aici l-au stabilizat și așteptăm elicopterul să plece. Se pare că bărbatul a suferit un infarct miocardic acut cu stop cardiorespirator. Din spusele rudelor, omul nu avea probleme de sănătate, iar ieri totul ar fi pornit de la o supărare mai puternică. Infarct miocardic acut cu stop cardiorespirator la debut. La momentul preluării, în comă, instabil hemodinamic, a necesitat protezare respiratorie, este ventilat mecanic. Prognosticul este în funcție de ce va ieși la coronarografie. Da? Deci infarct miocardic, trebuie să-i facă coronarografia să vadă ce vas la inimă este obstruat. După aproape o oră de la aterizarea SMURD-ului, bărbatul a fost stabilizat. A fost apoi transportat la Spitalul Fundeni din București.